discuția cu domnul Becali cum a decurs, dacă ne poți spune, ținând cont de modul în care v-ați despărțit? Nu, a fost o discuție în care am spus că îl iau în calcul pe Pinti și că aș l-am pe lista antrenorilor posibile ca și antrenor secund. Mi-a spus că își dorește foarte mult ca să laibă la club, că e în momentul de față nevoie foarte mare, că nu-l pot lăsa pentru acea perioadă, că au nevoie. Mi-a dat niște argumente concrete, mi-a spus că e nevoie în activitatea zilnică și atunci dacă am simțit că din partea clubului nu există această deschidere, mai mult decât atât subliniez faptul că Pinti avea și un dezavantaj, că încă nu este cu licența în regulă, urmează în iunie să o aibă și atunci din păcate a ieșit din calcule. Asta nu înseamnă că eu nu am încredere foarte mare în el și în viitorul lui și sunt sigur că poate să ajungă un antrenor foarte bun și de ce nu poate în viitor să mai colabora. Spune-mi un pic mai devreme că vei continua sau sper să continui lucrurile bune care au fost făcute până acum la Naționala, ceea ce a început. Rădoi a încercat să arate, să ducă Naționala pe un stil total diferit de ce am fost obișnuit, adică mult mai ofensiv. Cum o să vedem echipa națională cu Edi Iordănescu? Adică vei încerca tot la fel sau... În primul rând că îmi place să vorbim concret cu subiect și predicat și nu o să vă ocolesc întrebările, dar plec de la un amănunt important și anume că printre prioritățile pe care le-am făcut atunci când am semnat la echipa națională, am făcut discuții cu Mirel și cu Cosmin. Din mai multe motive. În primul rând pentru că știam că amândoi sunt dispuși, sunt disponibili, știam că simt foarte mult pentru echipa națională și sunt atașați de echipa națională. Suntem și foarte apropiați ca și generație. I-am apelat, Mirel l-am invitat aici unde a fost casa lui foarte mult timp. A fost o întâlnire așa un pic ingrată că eu am fost gazda și el invitatul, dar când l-am apelat mi-a arătat disponibilitate totală. L-am invitat la o cafea de o oră care s-a prelungit vreo 3 ore. Efectiv îi mulțumesc încă o dată public și lui și lui Cosmin. Au fost amândoi extrem de profunzi. Cu Cosmin am vorbit prin telefon pentru că știi situația este angrenat cu succes într-o competiție importantă în Arabia Saudită. Amândoi au fost foarte profunzi, foarte deschiși, foarte mult feedback am primit care sunt sigur că îmi va ajuta. Am vrut să văd cum au abordat, cum au lucrat, cu metodica de lucru, strategia care au avut, planul care l-au avut, gândirea. Am vorbit nominal și despre jucători, lucruri care sunt sigur că îmi vor ajuta și ne vor ajuta. Însă, ca să răspund și la întrebare acum, vreau să vă răspund cu mențiunea că nu vreau să cădem în capcana să facem paralele. Nu înseamnă că dacă anumite lucruri vor fi abordate diferit, eu consider că ce au făcut ei au făcut greșit. Corect. Da, nu era și ei au mizat foarte mult pe lucruri pe care voi miza și eu, în sensul în care pe atitudine, pe mentalitate, pe stare de spirit, pe unificarea grupului ăsta despre care s-a vorbit că a fost compus din două generații apropiate, cât de cât ca și vârstă, dar diferite, cei de la sub 21 care au făcut pasul către prima reprezentativă și grupul mai vechi. Sunt multe lucruri îmbunătățite și aici le mulțumesc pentru că îmi vor fi de ajutor și în continuare voi pune și eu foarte mult accent pe ele, în sensul în care de unitate, de mentalitate, trebuie să lucrăm în continuare la ceea ce înseamnă mentalitatea asta specifică, să fim mult mai competitivi, să venim cu alte energie, cu alt entuziasm, să venim cu spirit, îmi doresc să îmbunătățim, să se vadă, să fie vizibile, să nu mai venim și să acceptăm o înfrângere atât de ușor, să ne urcăm în avion, să plecăm la club, să suferim, să fim conștienți că reprezentăm românii și România, să reînviem spiritul ăla de patriotism și nu sunt lucruri, nu știu, mari, nu sunt clișee, cred în lucrurile astea, cred că dacă doar simți cu adevărat ceea ce trebuie, atunci ești dispus să dai ceea ce trebuie și dacă vom merge pe aceeași direcție și vom îmbunătăți aceste lucruri, cu siguranță că avem alte șanse. În rest, mizez mult pe echilibru, din toate punctele de vedere, în abordare, în strategie, în planul jocurilor. Poate nu o să vă convine ce auziți, dar voi merge mult pe ceea ce înseamnă rezultat, va prima rezultatul, vom încerca să fim practici și pragmatici și cred că în momentul de timp, în momentul acesta de timp în care ne aflăm, orice alt, nu știu, detaliu din ăsta, gen
estetică și alea reprezintă un lux. Nu ne îl permitem. Atunci când rezultatele vor fi cele care le așteptăm, vom avea o altă stare de spirit, se va crea altă emulație, altă încredere și atunci, în timp, probabil să satisfacem și latura asta estetică. În momentul de față va prima doar rezultatul și să demonstrăm la jocuri că dăm totul, să arătăm forță de grup și măcar să reușim să facem ca suporterii noștri să plece acasă mulțumiți din punctul ăsta de vedere că au avut în față o echipă națională care a dat totul pentru ziua respectivă și pentru rezultat. E ridicat un pic mingea la fileu, ne-a ajutat cu următoarea întrebare. 8 iunie 1922, primul meci al Naționalei României. E, exact cum spuneai și tu, fără falsă ipocrizie, un moment important în istoria noastră ca echipă națională, pentru că tu ești selecționerul care prinde 100 de ani, nu, de echipă națională. Și se spunea atunci că s-a mers cu trenul, mă rog, ca să nu mai lungim povestea, s-a mers cu trenul până la Belgrad, a fost greu. Și Aurică Guga, unul dintre jucători, nu știu dacă reproduc exact, dar spunea ceva de genul: e o onoare și o mândrie să joci la echipa națională. Nu i-ai văzut încă pe jucători, adică nu le-ai luat pulsul, nu i-ai simțit. Mai există, Edi, mândria asta și onoarea asta? Adică, bun, s-au schimbat vremurile, au trecut 100 de ani, nu mai mergem în perioada alb-negru. Da. Dar exact cum spuneai tu, să sufere când pierd sau mai există... E un subiect foarte sensibil ăsta și da, plec de la ideea că e adevărat, s-au mai schimbat lucrurile. Aveți în față un om care 12 ani lucrează cu jucători și simt că sunt alte generații, alte hobby-uri, alte valori, alte priorități. Cred că rolul meu este să găsesc soluțiile, este să confrunt realitatea și nu să mă mint singur, în sensul în care trebuie să mă și adaptez din anumite puncte de vedere și să fac în așa fel încât să-i aduc în aceeași situație despre care vorbeai în trecut, că veneau cu responsabilitate mare, cu energie, cu dorință să demonstreze, să lupte, să-și apere tricoul, culorile, rezultatul, dar cu mijloacele pe care le voi găsi, pentru că vorbim, da, de alte generații, e alt stil, trăim în perioada tehnologiei, cu telefonul și tableta și laptopul în mână și în brațe toată ziua, și atunci provocarea cea mai mare asta va fi. Ca să găsim mijloacele împreună cu colegii mei, cu conducerea federației, să-i aducem și să creăm mediul ăsta în care ei să se regăsească, să vină cu plăcere, să vină cu încredere, cu entuziasm, dar mă voi asigura că vor înțelege încă de la început care sunt reperele. Și indiferent de nume, indiferent de valoarea jucătorului, nu voi face concesii și de la asta voi pleca. Cine vine și e dispus să dea totul așa cum sunt eu dispus și voi fi primul exemplu și voi fi primul care mă voi alinia la toate lucrurile astea și la regulile pe care le vom trasa, așa și ei au datoria ca să vină și să dea totul și nu doar să bifăm o prezență la echipa națională. Sunt sigur că sunt jucători de caracter, sunt sigur că sunt jucători cu potențial, sunt sigur că dacă îi susținem vor putea crește și vor putea demonstra, mai ales că cu aproximativ 50%, poate sună relativ, dar vorbim de nucleul din ultima perioadă care a fost la echipa națională, aproximativ 50% de jucători am lucrat, îi cunosc și asta va fi un mare avantaj. Urmărește Antena Sport pe Facebook, pe Instagram și pe TikTok și abonează-te la canalul nostru de YouTube. E spectacol!